Vă invit să vă redeschideți Cartea Sfântă Biblia la Cartea Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 10, începând până la versetul 15, inclusiv pagina 1221, versiunea Dumitru Coronescu a Bibliei, pe care majoritatea o avem, Apocalipsa 20, să nu uitați că Apocalipsa e ultima carte, să nu cumva să căutați pe lângă Zaharia, Apocalipsa 20, versetul 10, versetul pe care îl citim primul, fiți foarte atenți, cel mai lung verset o să-l citim cu toții cu voce tare, da? după ce-l citesc odată pasajul. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă unde este fiara și prorocul minginos și vor fi mun muncit zi și noapte și se mă adventiștii în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Maria a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea. Și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine, oricine, n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Și pentru că cel mai lung verset e 12, cum v-am promis, da, pe display, vă rog, versetul 12, toată suflarea, data viitoare când veniți la biserică să veniți cu Biblie. N-a zis, amin. Doamne, ajută toți să venim cu Biblie. Amin, se zice. 3, doi și... Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Ați citit pe unde m-am uitat, toți ați citit. Mi se mai întâmplă să pun poporul Domnului să citească și văd că își mișcă câte unul buzele. Sper că nu citează din Coran. Dar din cauza emoției își mișcă buzele. Voi ați citit toți din Biblie, amin? Slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Câte vreme avem Biblie, să știți că suntem foarte bogați. Câte vreme avem libertate să intrăm în clădiri și să fim în prezența Domnului fără emoții, că s-ar putea să sună sirenele ca în Ucraina sau ca în Fâșia Gaza, ca în Israel. Să știți că suntem mari oameni dedicați Domnului și binecuvântați de Dumnezeu. Mare a fost îndurarea Domnului pentru fiecare dintre noi. Dacă ai ajuns aici pe picioarele tale, să știi că nu-i meritul tău. Este meritul celui ce a stat la calvar. Numele Lui este Isus Hristos. Cine recunoaște că Domnul a fost cu el să facă un semn comun în ridicat. Slăvit să fie Domnul, lăudat să fie numele lui Isus. În această seară am primit de la Domnul să transmit un mesaj, nu că dumneavoastră n-ați ști învățătura aceasta despre judecata finală, ci pentru că este pentru noi și e foarte important să o reactivăm. Așa că intitulez mesajul din seara aceasta Citație la judecata finală. Nu vă pun să ridicați mâna câți dintre dumneavoastră ați primit vreodată în viață o citație. Nici nu vă întreb cât știți cum arată o citație sau ce scrie pe ea. Eram la o biserică și am zis, care dintre s a primit o citație? Și eu zis, unul mai sincer, după primul rând, nu ne mai întreba, că cam toți am primit. Acum, o citație o primești și în condiții în care trebuie să se împartă niște terenuri, niște proprietăți, niște așa posesii, da? Dar în momentul în care îți vine citația, citația este o foaie albă, schis cu negru pe ea, pe care nu ți-o poate mâna oricine. Ca să-ți dea citația, trebuie să fie un reprezentant al poliției locale, un jandarm, te legitimează, trebuie să fii tu persoana aceea care dai cartea de identitate, nu altcineva din familie, și acolo îți scrie subsemnatul, numele și prenumele complet, cu codul numerii personal cu tare, domicelat la adresa cu tare, cu seria și numărul de biletin cu tare, este chemat în instanță pentru că, atunci când e o cauză civilă, e mai simplu. Când e o cauză penală, garantez eu că îți tremură genunchii. De ce? Se poate termina cu... Dacă nu e cu suspendare. Citația nu se dă la prieteni. Nu contează cine ești, cine te crezi, doar dacă cel ce reprezentantul justiției e compromis și sper să nu fie cazul. Citația e personală, e a ta. Am să-ți transmit o veste în seara asta, într-o zi și tu, la fel ca mine, mai precis sufletul dumitale sau dacă ești mai tână, sufletul tău va primi o citație. Nu contează cine e tata, cine e mama, cine e prietenii tăi, nu contează în ce formație ai cântat, nu contează dacă ai fost membru sau nu în un comitet, ce slujbă ai avut, nu contează. Indiferent de rang politic, religios, social, înălțime, culoarea ochilor, frumusețe, mai puțin frumusețe, indiferent cât ai trăit pe planeta azi, într-o zi vei primi o citație. Și citația aceasta va fi exact pentru ta. Nu o citești, nu o primești în funcție de vârstă. Adică dacă ești mai în vârstă, nu-i sigur că o primești mai repede ca cei mai tineri. Că avem suficiente exemple în care pleacă oameni de 20 de ani, de 24, de 35 de ani, rămân prunci, mici, 2, 4, 5 ani în urmă. Pentru ca să vă introduc mai bine în ce înseamnă justiția sau judecata, lăsați-mă să vă prezint cum a arătat o sală de judecată la Curtea de Apel Cluj. Bineînțeles că n-am fost uh, nici reclamat, nici reclamant ci am mers în programul școală altfel cu o clasă. Acolo, fica, una dintre cei cinci vicepreședinți de la Curtea de Apel Cluj, era chiar eleva noastră. Am depus o cerere, am intrat frumos, totul cu legalitate, și am intrat la un caz real de factură penală. O sală de judecată la Curtea de Apel Cluj, cel puțin cea pe care am văzut-o și nu mai vreau să văd alta, n-am de gând, nici dumneavoastră nu vă doresc, de aia vă prezint acum, este formată în felul următor. E un birou lung, suficient de înalt, în spatele căruia stă un domn sau o doamnă, care obligatoriu are un ciocan de lemn, care atunci când îl lipește de masă, nimeni nu mai respiră în sală. De ce? Urmează să fie rostită sentința finală, care poate fi cu pușcărie, cu executare. Undeva jos, dar suficient de aproape ca să audă ce zice oricine este important în sala de judecată, e cineva care face ceva de genul. Continuă scrie. E domnul, doamna grefier. N-are voie să-i scape nici o virgulă, niciun cuvânt de legătură. Dacă mesajul pe care îl scrie acolo în rechizitorul care se formează la dosar e transformat, omul poate să ajungă mai mulți ani decât e corect și decât prevedea legea în detenție. N-are voie să greșească. Scrie tot. Și eu întreb în seara asta: aveți iluzia că cerul nu scrie tot? Crefiera e responsabilă să vadă când își ridică spâncean avocatul apărării. Să observe ce comentează cineva în sală. Să observe cum intră acuzatul. Se enervează. Face spume la gură. Cum reacționează? Trebuie să scrie. De ce? E important în următoarele înfățișări. Ei, dacă grefiera sau grefierul scrie ce se vede, ce se aude.

și o să te trezești la judecata finală, că o să ai momente care zici, vai, dar n-am putut să cred că și asta s-a înregistrat. Viclinia aia pe care ai ținut-o ascunsă, 50 de ani, nu știu nimeni, va apărea. E viața ta. Totul se registrează. Nu se registrează doar ce se vede, doar culoarea hainei a cămășii. Se registrează ce gândești. De exemplu, acum, în timp ce predii, te gândești ceva. Știi că se registrează? Știi că dacă ai stat și ai fost așa monoton, obosit, la slujbă, iar cântă, nu știu cine, iar, iar, știi că s-o înregistrat tot? Bine ar fi dacă ai avut atitudinea asta, din momentul să se schimbe atitudinea. Inclusiv pentru gândul că totul înregistrează cerul. În sala de judecată mai există de partea omului care este acuzat, avocatul apărării. Dar până să ajungem la ei, există un bărbat care stă la un pupitru, undeva unde e aici percuția, așa era în sala aceea, se ridica cu sens, cu predilecție, zicea conform articolului cu tare, alineatul cu tare, părâtul trebuie să aibă următoarea sentință. Ăsta nu avea prieteni, era procuror. El când intra în acest caz pe care trebuia să-l judece, la care trebuia să fie prezent și procuror, trebuia să semneze că nu are patru, patru generații afini, prieteni, neamuri, rudenii, nici vecini. Și că nu ține cu nimeni. El ține cu legea. Atât. Citează din lege. Sala de judecată de, de partea... Era împărțit în două sala de partea omului acuzat, a persoanei acuzate, era un avocat al apărării, se ridica cu multă atenție, își cumpănea bine vorbele înainte să le rostească, pentru că în funcție de cum îl apăra, ajungea omul să fie vinovat sau nevinovat. Dacă cineva era mai sărac și nu putea să plătească un onorariu pentru care trebuia să plătească o chitanță, da? își se un avocat din oficiu care să-l apere. De partea cealaltă era avocatul acuzării și echipa lui, cei care acuză. Acum, după ce te-am introdus un pic și poate că ți-am dat fiori, chiar am vrut asta, adică să te fac atent, să pricep despre ce e vorba, vreau să spun ceva. Judecata finală e unică în univers. Din câteva motive. În primul rând, la judecata finală, lipsesc avocații. Dacă l-ai crezut pe satana care ți-a spus, lasă, minte, jură, comite, nu, nu, nu i nicio problemă că îți permis să vizionezi pornografie, nu e problemă că te masturbezi, lasă că tu poți vorbi cu 4-5 femei odată, numai să fii super inteligent, să ai patru amante, dar să nu afle nevasta ta, mă, auzi, bărbate? Cum să-ți permiți așa ceva? Cum nu ți rușine pentru propria ta identitate că ești ființă umană și ești creștin, nu musulman? Dacă l-ai ascultat pe satana care ți-a zis, poți să faci ce vrei în viața asta. La final, bați palma cu mine și eu te trec puntea. Am o veste tristă pentru tine. La judecata finală lipsește avocatul acuzării. Primul verset pe care l-am citit spune așa, și diavolul care. Citiți cu voce vă rog! Înșela. Pe diploma lui fie Doctor-Docent în Înșelăciune. Specialist să mintă. De mult în istorie. Obișnuit cu tot felul de tertipuri. Obișnuit cu temperamentele oamenilor obișnuit cu reacțiile lor, are o singură dorință: să înșele pe oameni. E ca un kelner care zâmbește frumos, care vine și spune ce vrei. Vrei alcool, vrei vin, vrei moralitate, vrei adulter, ce vrei? Fă ce vrei. Dar la final îl un nas, nota de plată. Și am o veste tristă pentru dumneavoastră. Nu se plătește nici cu lei, nici cu euro, nici cu dolari. Se plătește cu veșnicia care e înșela. Și ce s-a întâmplat cu el? Biblia spune, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde e și fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți, așa un pic moare și gata să termina cu sufletul lui. Se ahinilează. Bă, ce învățătură, Domnul! Bate la porțile bisericilor noastre o învățătură în care se spune că sufletul odată ce ai murit, dacă nu l-ai avut pe Iisus Hristos, sau o și gata, numai atât că ai murit. Interesant ar fi, nu? Ușor. Păi ăștia care beau, deci mănâncă creierii, care se drogează la fiecare intersecție, ce mai interesează pe ei? Oameni buni, ascultați ce spune Biblia și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și am să-ți transmit un mesaj în această seară, există iad și trebuie să fie. Există o judecată dreaptă și trebuie să fie. Dante Alegeri spunea pe iadul iadului, scrie, lăsați orice speranță, toți cei ce ați intrat aici. Nu doar că îl pierzi pe Iisus Hristos și părtășia cu El, ceea ce e infiorător de groaznic, dar veșnic, veșnic, unde firmele, Numare, Unde focul nu se stinge? E focul genei. Dacă n-ai crede nimic din Biblie, doar pentru faptul că realizezi că există o zi în care plătești pentru propriile tale fapte și vestea asta trebuie să fie realistă pentru tine, ar trebui seara asta să-i spui, Domnului, Doamne, vreau să mă eliberez, iartă-mă. Vreau raiul, vreau prezența ta Vreau o cu Domnul Isus Hristos Când simți cum flăcările iadului vor arde pentru viața ta Și în mod etern sufletul tău va fi chinuit Trebuie să fii nebun cu în regulă Să nu-i spui Domnului Mă prinde frânghia albă care mi se întinde în seara asta E frânghia numită Domnul Isus Hristos Lăudat să fie numele Lui Lipsesc avocații acuzării diavolul, cu demon, cu influențe, cu situații, cu circunstanțe, cu contexte care să stucă mintea spre înșelăciune? Să o veste mai tristă pentru dumneata. La judecata finală lipsește avocatul apărării. Sfântul Apostol Pavel zicea 1 Timotei 2 cu 1 vă dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cer mijlociri, mulțumiri pentru domnul Vladimir Putin. Ați zis a mine? -ați zis Amin? N a zis Amin. Eram în 1 noiembrie în Ucraina, am fost acolo la un grup de refugiați în zona Cernăuți și la niște refugiați de război le-am zis, știți că Dumnezeu vă cere să vă rugați pentru domnul Vladimir Putin? O zis, ăștia, bă, tu ești activit prost. Credeți că Dumnezeu vrea să-l mântească pe Domnul Putin? Mâna sus cine crede asta, eu cred. Hai, fi frică. Vă temeți de rachete și bombe. Frică. Pentru toți oamenii. Ai un om care nu suporți? Ai un om care te tachinează, te bate. Te chinuie. Știi că ar trebui să te rogi mai mult pentru el ca să-l mântuiască Domnul? A zis amin și n-am auzit cumva? Amin. Ascultați ce zice cuvântul Domnul pentru toți oameni, împărați, așa mai departe. Lucrul acesta este bun? și bine primit. Nu ai vrea să știi că Dumnezeu primește ce vrei să faci tu și că e bine în fața lui Dumnezeu? Înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ascultă ce vrea acest Dumnezeu. Versetul 4 spune, care voiește, citiți tare aici, toți oamenii să fie mântuiți. Dumnezeu vrea să mântuiască întreaga baie mare. Dumnezeu vrea să atingă fiecare stradă, fiecare localitate din zonă. Întuirea lui Dumnezeu, mă rog, să fie revărsată ca o pătură liberatoare peste România. Și dacă vine vorba să continuăm să ne rugăm pentru pacea României, țara asta are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de protecția Domnului, are nevoie de sângele lui Isus Hristos. La granițele României trebuie să rămână mână îngerii Domnului, care să învâltă săbi învăpăiate, să păzească țara asta de război. Avem nevoie de pace. Cine vrea să zică Domnul să trimită pacea peste România, să zică amin. Amin, slăvit să fie Domnul, gloria lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu vrea să-i pe ce? oameni din Baia Mare? Știi că pe oamenii pe care nu-i suport și ai vrea să fii pedepsiți, să fie distruși, Dumnezeu vrea să-i mântuiască? Știi că oamenii pe care nu-i poți ierta sunt candidați pentru ce din perspectiva Domnului Isus Hristos? Te mai întâlnești ca slujitor cu câte un om care zice, nu vreau să-l iert. Și știi ce zice câte unul? Nici în rai nu vreau cu el. Și eu spun, nici nu se fă, fă probleme, dacă nu schimbi viața, nici nu ajungi. Deci, n-ai cum. Fără iertare nu există. Toți oamenii să fie mântuiți. Și ce ai făcut Dumnezeule ca să-i pe toți oamenii? Ai transmis mesaje doar profetice din cer? Ai vorbit doar cu sute de ani înainte despre modul în care se va naște, cum va intra în Betleem, unde va fi, ce se va întâmpla, cum va intra glorios în Ierusalim, exact minut, oră. Doar asta ai făcut? Nu. El a venit din cer și a murit pentru noi. Ascultați și spune cuvântul Domnului că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și ca să nu mai ne plângem noi că avem probleme ca oameni, știți cum scrie aici? Omul, nu Domnul. A fost om ca noi. În seara asta strig din toată inima glorie lui Isus Hristos. Glorie lui Isus Hristos. Mulțumim pentru jertfa ta care s-a dat pentru fiecare dintre noi. Ți-a sacrificat ultima suflare de viață pentru că ne-a iubit. Știți ce a făcut Domnul Isus Hristos? S-a ținut cu o mână de Dumnezeu Tatăl și cu cealaltă mână a căutat pe străzile lumii a intrat prin baia mare, a mers pe strada ta, a mers în localitatea ta și te-a întâlnit într-un mod personal. N-aveam valoare, n-aveam viitor, n-aveam perspectivă, dar el a zis, nu merită nimic, nici măcar un favor, Caleb, nici o problemă. Vreau să mă pun eu în locul lui ca jerfă de ispășire pentru păcatele lui și pune spre numele tău și viața ta și identitatea ta. Suntem la muntele Sionului în baia mare în seara aceasta, pentru că Isus Hristos a murit pentru noi, pentru că marele rege a murit în locul nostru și strigăm din toată inima, glorie! glorie, lui Isus. Înălțat să fie Domnul! A venit din cer, ascultați ce spune Biblia, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răzcumpărare pentru toți. Bătut, huiduit, cu pielea și carnea smulsă, încât puteai să-i înregistrezi fiecare os de pe spate și tot era ca un schelet. Curgea sânge de peste tot. Și când a avut nevoia ca om, să aibă măcar o picătură de apă pe buze, a strigat, mi-e sete. Știți ce am dat noi lui Dumnezeu? Oțet și fierea amar. Știți că acesta avea rol anestezic? Când a atins cu vârful buzelor, buretele acela am bibat în oțet și fierea mară. și a retras capul. Știți de ce? Abia așteptat diavolul să zică, oh, n-a simțit toate durerile. Deci nu poate fi jerfa de ispășire. Ultima durere a acceptat-o. Până la ultima picătură de sânge s-a scurs sângele din el. S-a grăbit să moară. Și când alții își băteau joc de el împreună cu tălare, o vreme amândoi, apoi numai unul, avocatul apărării s-a uitat la omenirea întreagă și ne-a văzut pe noi în această. Zi. Și s-a uitat la tata. Sistată chiar trei. Aleluia. În acel IS sunt eu. Te simți și dumneata? Recunoști în această seară gândurarea lui Dumnezeu a fost mare în dreptul tău? că minunat a fost Dumnezeu cu noi, că n-am meritat. Nu merităm mâncare, haine, resurse, nu merităm mașină, condiții, nu merităm confort. Nu sună sirenele în țara noastră, avem pace, nu avem emoții când vă trimiteți copiii la școală. Nu avem frică a ceea ce se va întâmpla în ziua de mâine, avem o minimă de siguranță. Știți de ce? Marele rege stă la dreapta tatălui și mijlocește pentru noi. Avocatul la părării stă în picioare, îl simt prezent pe Hristos, aleluia! Lăudați să fie numele Lui! Glorie Domnului Isus Hristos! Astăzi e avocatul apărării pentru mine, pentru dumneata, în egală măsură, pentru fiecare dintre noi. nu face diferențe. El nu zice dacă ai contul mai gros, ai mai în față. El nu zice dacă ești ultimul om și crești într-o zonă socială, stai mai în spate. Fața crucii lui Hristos suntem egali. Și pentru asta strig din toată inima glorie lui Isus Hristos glorie lui Isus Hristos. El e avocatul apărării. Inima ta mai bate și azi. Pentru că de 70 de ori pe minut, aproximativ, inima ta le întreabă pe Isus să mai bat. Și Isus îi zice, da, mai bate. N-am ajuns pentru că suntem tari și puternici, n-am ajuns pentru că avem resurse și cai mulți putere sau nu știu ce marcă de mașini. Suntem aici datorită lui Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul, glorie ție Iisuse Hristos vremea asta azi, mâine nu știu. La slujba asta de evangelizare, încă, Isus este avocatul apărării. Vine o zi, o zi în care avocatul apărării se transformă în judecătorul suprem. Dăm câteva pagini și ajungem la 2 Corinteni, capitolul 5, unde Biblia spune, Sfântul Pavel scrie asta, Căci, versetul 10, 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. O să-l cu privirea pe avocatul apărării, dar va fi pe scaunul de judecată. Pentru că, dragii mei, la judecata finală lipsesc avocații. Judecata finală este unică în univers pentru că este o judecată fără avocați. Doi. Judecata finală este unică în univers pentru că este o judecată fără absenți. Se poartă să absentezi, știți? Te mai uiți din când în când la câte o adeverință medicală, la câte un elev sau o elevă și zici, vezi că n-ai număr de carnet. Tu nu ești înregistrat. Ești de pe altă planetă. Îți dai seama că adeverința aia ceva nu e regulă cu ea. Pentru că oamenii inventează chestiuni și dacă ar fi bolnavi elevii, cum scrie adeverințele lor medicale, s-ar împuțina locuitorii orașelor. Înțelegeți? Că inventează. Pentru că viața să absenteze, mai ales în școala online. Îl a întrebat, ai auzit? Și zice, păi mi-o picanetă. cum ți-o picanetă, că tu vorbești? A, vrei să inventezi. Se absentează. Veneam la evangelizare în zonă de aici, noi, să mergeam din altă parte spre Cluj și unul a trecut linia continuă. M-a parcat pe dreapta, poliția cu gelofarele, un pic m-am gândit, oare ce are cu mine, că eu am circulat regulamentar, nu sunt perfect întotdeauna, dar atunci care eram regulamentar. Și mi-a zis, sunteți de acord să fiți martor că l-ați văzut pe că a linia continuă? Și ce să zic, nu? Să mă zic o minciună? Da, am văzut. în justiția română, care e, cum știți dumneavoastră, nu vă spun cum, se poartă să absenteze câte unul. Se înțeleg printre ei, zic, bă, vezi că nu avem suficiente probe, nu neapărat să fie acum. Dacă odată absențezi fără motivare, fără argument, te iartă. Probabil că și a doua, a treia oară vin mascați la port. Pac, o intra prin refracție, te ridicat. Dacă e caz penal. Noi putem să ne imaginăm că o să lipsim la judecata finală? Adică dacă la judecata asta de pe pământ din România, din Europa, te ridică mascații dacă e nevoie, Dumnezeu crezi că la judecata finală lipsești? Citez. Toți trebuie. Când zice pastorul trebuie, mai strâm din nas. Când zice primarul, e mai interesant. Când zice președintele, te interesează suficient de tare. Când zice Domnul Putin, înțelegi? Dar când zice Dumnezeu, arătați-mi un om la care a zis Dumnezeu, întoarce te fiul omului în sărână și o zic, eu nu vreau. Am prea multă medicină, sunt prea inteligent. Am să fac scriu niște articole științifice. O zis? păi când zice Dumnezeu, pleacă omul sau nu pleacă? El se universul, în univers suveranul. El controlează întregul univers. Lăudați să fie în numele Lui. Ai senzație că atunci când zice Dumnezeu, când va zice Dumnezeu, trebuie, tu trebuie să fii prezent la judecata finală, vei putea absenta? Da? Căci toți trebuie, și ce zice Sfântul Pavel? Să ne înfățișăm. Ești prunct de pocăit? O să fii prezent. Ești de 50 de ani, o să fii prezent. E adevărat că Sfinții Domnului care au crezut în Hristos și care n-au păcate asupra lor, vor fi prezent doar pentru răsplătire, dar vei fi prezent. De ce? Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după. Citiți vreo cu voce tare. Binele sau răul pe care el va fi făcut după ce au prins lumânări. S-au dus pe la muntele Atos pentru nepotul său, pentru unchiul său. O lăsat bani sub sac, în conturi, o pus un cont de fictiv pe numele nu știu cui, i-o virat toți banii și o să aprinde lumânări. Șase săptămâni, șase luni, din trei în trei ani. Du-te, du-te la preotul cu tare, vorbește cu pastorul. fă o mare. Zero. E valabil în exclusivitate ce ai făcut pe durata vieții tale. După binele sau răul, pe care l-a făcut cât timp trăia în trup. Toți trebuie. Ne întoarcem la Apocalipsa, capitolul 20. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și am văzut pe morți mari și mici, la înălțime și în grad, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Sau nu stătea așa relaxat cu mâna la ceafă? Că zice Sfântul Pavel, toți trebuie să ne înfățișăm. Este acel gest pe care îl face un soldat când capitanul i-a zis, treți! Care mișcă? O dată mișcă numai. Ador mare curaj. O să fii prezent. Martea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele fiecare, nu la grămadă, ci fiecare privat, a fost judecat după faptele lui. Mi-aș dori ca a judecată finală, că oricum nu vreau să mor, vreau să fiu răpit și mi-aș dori să fiu răpit de mână cu Alexandra. Nu știu cum să vă explic, sunt căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume, Eu o cheamă Alexandra, Domnul să o binecuvinteze. Ce zgârciți sunteți cu oameni. Domnul să o binecuvinteze? Așa, e bine. La fel să vă binecuvinteze, Domnul și pe dumneavoastră. De ce ziceți mai ce pentru voi? Ziceți măcar pentru voi mai tare. Domnul să vă binecuvinteze. Așa, e bine. Mi-aș dori să fiu prezent cu cineva. Știți că la judecata finală voi fi singur? Știți că voi fi singur? Fiecare a fost judecat după faptele lui. Vine un specialist de ăsta, semi-inteligent, cu capul interesant de mare, în sensul care că el se crede inteligent. Știți că cei mai mari oameni, așa zis de știință, în substratul lor recunosc Biblia? Și că cine este cu adevărat om de știință trebuie să recunoască că Biblia are dreptate? Cine nu inventează câte un os, nu știu pe unde, chiar de Paști. Dintr-o dată, nu știu ce s-a întâmplat, dar e de nașterea Mântuitorului, vor rating. A, ah, numai atunci a putut inventa, dar inventează undeva prin luna. lună. Și care nu știu câte milioane de ani și nimeni nu știe testa, nu poate, ce carbon 16. Și vine un specialist de asta așa, cu ghilimele, și zice, frate, păi dacă un om a murit în Oceanul Atlantic, l-o păpară chinii, și a rămas doar partea asta de aici, de la degetul mare, unghia și sub unghia ta rămas din trupul lui. Mi-a chiar crezi că o să fie prezent la judecata finală, să-l vezi? Nu asta ce credeți? O să fie prezent. Știți cum îi răspund? Dumneata știi cum a fost creat omul? Dumneata știi că tot ce există creat a fost creat din nimic. Vorba latinescului ex nihilo, nimic materie. E ca imaginea aia când îi pun pe elev la școală, în clasele mici, clasele primare și le zic luați plastelină și faceți dacă sunteți băieți, dacă vreți o macrituță, ce vă place vă mai mult? Dacă sunteți fetiți, o păpușă. Faceți ce voi, vreți voi, ce vă place mai mult din plastelină. Hai, repede, aveți 5 minute. După 5 minute, fiecare își face cu ochi, cu culori, cu, da? Fiecare cum e mai inventiv, mai ingenios. La final zic, strângeți plastelina, puneți-o în cutie și puneți-o în dulăpior. Dați jos și planșa de pe masă și acum faceți exact ce ați făcut înainte. Și se uită lung la mine. Și zice, domn' profesor, vă auziți? Zic în ghilimele asta, nu e. Prin privire. Nu se poate. Asta, vă rog, faceți. A, nu puteți. Vedeți, copii, singurul care face totul din nimic e Dumnezeu. Slăviți să fie în numele lui. A luat pământ, a luat sărână. I-a creat forma capului, modul în care arăta ochii, urechile și a făcut ceva de genul. A suflat în aer suflarea de viață. Și omul a devenit un suflet viu, s-a mișcat. Pentru prima dată s-a mișcat Adam. E Dumnezeu care a creat totul din nimic, nu-i capabil dintr-o unghie de la degetul mare a unui om, a unui bărbat, să-i reconfigureze trupul și să dea un trup de slavă încât să poată sta la judecata finală. Vă spun sigur că va face asta. Pentru că Dumnezeul nostru este tot puternic. Lăudați să fie în numele Lui. Nimeni nu va lipsi la judecata finală. Indiferent de ce condiții ai murit. Indiferent de cine ai fost. Am să-ți transmit că la judecata finală va fi prezent domnul Hitler. Va fi prezent Stalin, Ceaușescu. Uite-te la oamenii cei mai răi din lume. Sau cei mai buni. Toți vor fi prezenți. Nimeni nu va lipsi. Știi care e vestea dură? Că tu ai în cer o carte. Știai? În cartea ta scrie în fiecare zi cu fiecare respirație se scrie ceva. Când ai înjurat, s-a scris. Când ai vizionat, s-a scris. Când ai ajutat un om care nu mai avea speranță și ai spus te iubește Iisus Hristos, când ai dat un plian sau un flyer pentru a invita pe cineva la evangelizare, s-a scris. Când ai făcut un bine să nu știe nimeni, când ai luat o zi de post pentru un frate care l a văzut descurajat, s-a scris. Scuzea ce spune Biblia niște cărți a fost deschise. E cartea în care se scrie faptele, se scriu faptele tale cu lux de mânunte. De la primul moment al zilei până la ultimul. Tot. Chiar și acele lucruri care le-ai învis, care sunt generate de faptele tale din timpul zilei. Tot se scrie. Tot se scrie. Dacă în cartea ta personală din cer există un singur păcat, acel păcat va trimite în plata păcatului, nu a păcatelor, este moartea. Este moartea. Dacă se scrie prin faptele tale în cartea asta, vreau să-ți spun cum se șterge. Există un stilou cu ghilimele de rigoare care poartă o cerneală de culoare roșie. Este sângele lui Isus Hristos. Când coboară o picătură din sângele lui, păcatul tău este șters. El ia păcatul tău și nu ți-l mai amintești. Dacă ai coborât la crucea lui Hristos și zici, Doamne Iisus Hristos, iartă-mă pentru păcatele mele, eliberează-mă pentru viața mea veche. Și când vin fața lui Dumnezeu cu sinceritate și spui exact care e păcatul despre care vorbești, nu general, foarte mult să ne rugăm așa, ă, interesant ca să nu zic altfel, Doamne, dacă Tu crezi că eu am păcătuit, iartă-mă, serios, ai amnezie, prietene, din toată uiți. Dacă ar trebui să-ți dea cineva 10.000 de euro, că e dat împrumut, n-ai uitat, așa -i? Minut, secundă, oră. Nu ești tu, nu uită nevastă ta. Stai liniștit. Am înțeles. Nu scapă, n-are cum. Dar cum uiți când e vorba de păcatul tău? Niște cărți au fost deschise fiecare. A fost judecat după cele ce schiau în cărțile acelea. Dar mai a fost deschisă o carte. Care este cartea vieții? Când stai în fața crucii lui Hristos și spui, Doamne Iisuse Hristos, am fost rău, a fost nemernic, am fost păcătos, am privit, am gândit, am ascultat. Sper că pocăiților nu mai ascultați muzică infectă. Sper că pe căștele voastre băieți și pe dopurile voastre, pe ansfrii, nu ascultați muzică necurată. Să știți că asta îi duce pe oameni în iad. Cum poți să spui tu mie că vii la biserică și gata, ai rezolvat problema și meri acasă și spui în dopuri, în jurături. Ce asculți aia de vii? Degeaba te miri că la... atunci când ești în trolebuz, în autobuz, îți vine o jurătură, îți vine pentru că ai ascultat-o. Totul se scrie. Fiecare faptă. Și în cartea vieții numele tău apare numai atunci când ai spus Domnul Isus Doamne Iisus, iartă-mă. Cred că la calvar ți-ai mâinile total, ai stat între doi tălhari și ai dat ultima picătură de sânge pentru mine ca să mă ierți cred că sângele tău mă eliberează. În momentul în care în mintea ta se schimbă sistemul valoric, se dă, se întoarce pe dos în sens pozitiv. Când nu doar că nu mai fumezi pentru că ți-e fică de pastor, că dacă ai fumat trei pachete pe zi înainte de azi, nu mai fumezi pentru că ție ți s-a schimbat starea, ți le hamite de mirosul de țigară. Tu nu mai atingi țigările ca mie decât cu un șervețel. Tu stai departe de păcat o botezație lor care vezi câte un părere de vin seara sau dimineață. În numele Lui Iisus Hristos vă spun, opriți-vă, opriți-vă, cu o grămadă de la un părere de vin au ajuns să fie îmbătați, să curvească și să meargă direct în fundul iadului. Știți de ce? Pentru că au neglijat realitatea Sfințeniei. Suntem aici în prezența Lui Dumnezeu. Este prezent împreună cu noi Domnul Iisus Hristos slăvit să fie în numele Lui, sângele Lui operează eliberare, este seara eliberării noastre, nu contează că de departe a ajuns în păcat, să fii în cea mai adâncă groapă cu mocierul, să fii dependent de cocaină de 20 de ani, să fii dependent de ultimele droguri, de ultimă generație, gheață și nu știu care, am să spun ceva, cartea asta, Biblia, îți promite că în numele Lui Isus Hristos poți fi eliberat, există putere de eliberare în sângele vărsat la calvar al Domnului nostru Isus Hristos, e foarte important să ai un moment personal în care să-ți predai viața ta Domnului Isus Hristos și să Spui, Doamne, te rog frumos, schemă și pe mine în cartea vieții Vreau și numele meu să fie în cartea vieții Pentru că cine n a fost găsit scris în cartea vieții A ajuns în iad Să nu credeți că mă bucur pentru asta Faptul că vă spun lucrurile așa de direct Nu înseamnă că sunt pasionat și îmi place ce zic dar n-a vrut să fiu un medic care să-i spună unui om care are aici o aluniță pe mâna stângă, omule, ai o bubiță, e o problemă, las că merge cu cremă, las că e în regulă și tu știi că ai cancer. Ce fel de medic trebuie să fii când știi clar că pacientul tău îi metastază și că tot corpul lui e plin de cancerul care a început de la aluniță aia de pe mâna stângă. Ce medic ești tu? Să-l minți, să-l cocoloșești, să-l învârți, să-l bași suprești. Și îți spui că în două săptămâni trece și în două săptămâni stă deja imormântat. E doi metri sub pământ. Vreau să fiu un medic sincer cu noastră. Vreau să vă spun adevărul. Cartea asta ne spune întotdeauna adevărul. Îl iubesc pe Iisus Hristos că adevărul lui eliberează. Adevărul lui vindecă. Adevărul lui responsabilizează. Adevărul lui oprește pe oamenii din drumul lor, din ideile lor, pe topoganul păcatului care merge direct în iad. Se opresc, se trezesc, se simt atacați se simt efectiv ca o săgeată care intră în inimă, e cuvântul lui Dumnezeu, mișcat de Duhul lui Dumnezeu în inima lor și le spune oprește-te, 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 oprește-te din păcat. Pune capăt păcatelor tale și zi cere eliberare din sângele lui Isus Hristos. Vreau avocatul apărării astăzi, câte vreme este în funcțiune pentru mine, să-mi dea eliberare. Ajută-ne, Doamne! Eliberează, Doamne, în seara asta. Rupe lanțuri în seara asta, Doamne. Desfăcătușa, de eliberare în numele lui Isus. Credeți că poate Domnul? Haleluia Domnului Isus Hristos! Judecata finală este unică în univers, pentru că în al treilea rând, este o judecată fără argumente. așa e minte diavolul pe oameni pe durata vieții. Și le zice, lasă că o să-i spui tu lui Dumnezeu. Lasă că o să te motivezi tu. O să-i zici tu Domnului că da. Intrăm într-o pildă. Un împărat, un om important, un om care avea tot ce-i trebuie din perspectivă financiară, a zis, vreau să întind o masă, vreau să-i fac o nuntă specială, poate cea mai specială din zonă, fiului meu. Scuzați ce spune Biblia, Matei 22 cu 4, a trimis iarăși alți rob și le-a zis, spuneți-le spune celor poftiți: Iată că am gătit o meu, junci și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt? Gata? veniți La nuntă? Nu ai nevoie de plic, nu ai nevoie de garderobă la intrare, îți dăm noi haină. Că vrem să semene toți, să fie îmbrăcați la fel. Dar ei, fără să le pese, o oh, cățăre păsare există în lume. Câți oameni care zic, lăsați-mă în pace, nu pentru mine, pentru alții. Într-un final, zice Biblia, împăratul a zis, masa oricum e întinsă, totul e gata, cei ce au fost poftiți nu au fost vrednici de ea, duceți-vă dar la răspântile drumurilor, duceți-vă la homeless.” Ceți-vă la intersecțiile cele mai aglomerate din Baia Mare și căutați pe oameni cei mai săraci, oamenii nimănui, copiii care dorm în canale prin București. chemați pe toți la nuntă. Nu contează că au sau nu haină cu ei, că miros urât. Nu contează cui sunt sau că sunt ai noi. Contează. Chemați. Dar se chemă și pe ăștia? Miroase greu, nu contează într-o antecameră înainte să intre în sala de nuntă, îi îmbrăcăm, îi spălăm, le dăm haină curată. Robii au s- a făcut ce a zis și a avut împărat o, o, o delectare, un moment în care să se simtă bine. A intrat în odaia de nuntă, versetul 11 ce spune, și s-a uitat peste toți. Și uitându-se peste toți, a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina, haina aia pregătită de el. Nu orice fel de haină, haina aia, de nunt. S-a apropiat de el regele și a zis, prietene, un prietene prea târziu, cum ai intrat aici? Fără să ai haină, te am zis, stați un pic, nu vi se potrivește aina. Nevasta mea nu suportă culoarea asta. Cutare mi-a zis că nu-mi stă bine. Așa au zis. Omul acela a muțit. Cine mai are iluzia că în fața judecății finale o să-i spună el lui Dumnezeu. O să-i argumenteze el, o să aibă el saci de argumente, de judecata finală este o judecată unică. Pentru că este singura judecată unde nu mai există argumente. A plătit prea mult Hristos. A jertfit prea mult. Idealul Golgotei a creat pentru fiecare locuitor al pământului o haină. E haina mântuirii. Striga profetul despre am, a mai îmbrăcat cu altele mântuirii. E haina din calvar. E haina pe care o primești prin credința în numele Lui Isus Hristos. La judecata finală nu vei mai avea argumente. O să vezi predica din seara asta. O să te vezi pe scaunul pe care ai stat. O să-ți amintești cu ce gând ai intrat în clădire. O să-ți amintești fiecare minut din seara asta. Și dacă la finalul acestei seri nu o să-ți predai viața Domnului, o să ai o durere adâncă la judecata finală un regret imens că puteai în seara asta de 12 noiembrie 2023 să-i spui Domnului Iisus, te iubesc, Iisus Hristos. Vreau împreună cu tine, vreau un rai, vreau în prezența ta, vreau Duhul tău cel Sfânt să vină peste mine, vreau o eliberare de păcatele mele, vreau să fiu unuit. Doamne ajută! Judecata finală este unică în univers pentru că în ultimul rând cu care mă apropiu de încheiere este o judecată fără amânare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Oricine mă ăsta Asta poate fi pentecostal? Asta poate avea 40 de ani de membralitate în bisericile noastre. Asta poate avea anumite slujiri. Oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții fost aruncat în iazul de foc. Dar Isus nu mai există o înfățișare. În justiția română se poartă că pentru o situație care trebuie să se rezolve în două săptămâni, ești purtat cinci ani, mai ales la cauze civile. Se înțeleg între ei, nu veni, hai că până ajunge la la pensie, rezolvăm cumva, învârtim, nu știu cum, da? Și avocații au job și nu, hai că nu mai vorbim prea mult despre asta, că e bine. Adică există multe înfățișări unele dintre ele regizate din Judecata finală este unică în univers, pentru că este singura judecată unde judecătorul suprem, Iisus, nu îți va putea spune mai vină odată. La judecata aceasta nu va avea nicio circunstanță atenuantă. În context contemporan, în justiție, în drept, există terminologia de circunstanță atenuantă, spre exemplu, dacă un bărbat a fost bodyguard într-un club și două găși s-au altercat între ele și el a trebuit să asigure liniștea, n-a vrut, a intrat între ei, l-a atins pe unul, era sub influența alcoolului, a dat cu capul de beton și a murit pe loc și avocatul apărării care este pentru cel care este părât, care a lovit bodyguardul, îi spune, dar să știți, niciodată n-a avut altercația anterioară, n-au fost certați, nu s-au cunoscut, n-au fost din găzi separate, n-au fost în divergențe n-au avut probleme anterioare. Așa că vă rugăm frumos, instanță, onorată instanță, acordați-i clemență, scădeți-i vina. Nu-i dați 20 de ani, dați-i 17. Nu-i dați maximă siguranță, dați-i mai lejeră. La judecata finală nu există clemență să-L vezi pe Iisus Hristos în ochi. Și cea mai mare durere care există acolo e că cel mai milos om din univers nu va avea nici măcar 0,00001% milă. E locul unde nu există milă. De gata finală, e locul unde nu există nici un ajutor. E locul unde nu contează cine ai fost tu în biserică locul unde nu contează cu ei fost. E locul unde nu contează dacă pe pământ ai avut intrări oriunde, până la cele mai înalte foruri sociale sau politice, sau chiar religioase. La judecata finală nu merge pe pile, nu merge pe relații, nu merge pe cine ai cunoscut pe unde, cum. Vei fi judecat corect? Drept. După propriile sfapte, voi vi să vă ridicați. Am rugămintea să vă închideți ochii. Pentru că vreau să vă imaginați că ați fi la judecata finală. Imaginează-ți că după altul care a fost strigat și s-a pus filmul vieții, ai ajuns tu. Când văd toți ochii închiși pe care îi văd, o să continui. Aștept să vă închideți ochii. E un moment de meditație personală. Imaginează-ți că ai ajuns la rând. ci se strigă numele și prenumele. Ești în fața tronului de judecată al lui Hristos. Imaginează-ți că primul minut când ai spus prima dată în jurătură, e derulat. Imaginează-ți că momentul ăla pe care nu-l știe nimeni din viața ta, pe care nu l-ai împărtășit cu nimeni și nu l-ai spus nici la mărturisire, se rederulează. Ci se arată din nou imaginea Ți-amintești când pentru prima dată ai scris ceva murdar pe Google și ai intrat pe un site pornografic? Ți-amintești când pentru prima dată te ai înșelat nevasta? Când ai curvit, mai părămânești? Ți-amintești de viața ta, de trecutul tău? Ți-amintești de o bârf, Pe care ai spus-o în biserică, te-ai întors acasă și la masă, după slujba de dimineață, n-ai putut să suporti, să taci din gură și ai zis ce nu trebuia. Și ai bârfit. Și pentru asta nu ți-ai cerut iertare. Îți amintești -am de momentul în care ai vrut să tachinezi pe cineva și să-l lovești la picioare, să-l sabotezi. Îți amintești -am de momentul în care ai spus o minciună. să amintești -am de momentul în care te-ai certat în familie. Îți amintești -am de momentul în care tu ca mamă efectiv ai zis cuvinte grele despre fiica ta și ai zis o să ajungi o epavă și aproape că ajunge, ai grijă, retrageți cuvintele. O să-ți amintești -am de tot. O să se deruleze filmul vieții tale cu lux de amănunte. Nu o să ai niciun argument, niciun ajutor. Am să te întreb ceva. În timp ce se derulează filmul vieții tale, te rog frumos să răspunzi la următoarea întrebare. Ce ai vrea să-i spui lui Iisus? imaginează că este pe tronul alb, pe scaunul lui de domnie, pe tronul de judecat. Ce ai vrea să-i spui lui Iisus? Când vezi păcatul ăla, păcatul ăla, gândul ăla, starea aia, bârfa aia, răutatea aia, nemulțumirea aia, ranchiunea resentimentul la gândurile alea, dorința aia de răzbunare. Când vezi lucrurile astea, te rog frumos, ce ai vrea să-i spui lui Iisus? Nu e așa că ai vrea să-i spui Doamne Iisus? Chiar nu mă poți ierta? Chiar nu vrei să-ți peste mine sângele tău, eliberator? Am ascultat la evanghelizări că există iertare în numele tău. Chiar nu vrei să mă atingi și pe mine Atunte faz vai vibrar Atunci nu va exista nicio metodă prin care păcatele tale să fie iertate. Există o vreme pe durata vieții tale, câtă vreme ești prezent, câtă vreme ești conștient, câtă vreme ești în depline facultăți mentale. Poți să-i spui Domnul Iisus Hristos, Iisus Hristoase, iartă-mă, eliberează-mă, vindecă-mă, transformă-mă, ridică-mă, Doamne, smulge-mă din atitudinea în care am stat. Nu mă lăsa, Doamne, în spinia de păcate, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, în groapa aia cu mocirile, eliberează-mă. Am să spun ceva și te rog frumos. Exact ce ce vrea să spui Domnul Iisus Hristos, dacă ai fi acum la judecata finală, va trebui să-i spui în următoarea rugăciune. Este prezent aici Duhul Domnului. Bret cantara manavida zaro vede că de ziet. Este prezent sângele lui Iisus Hristos care simt că se întinde peste fiecare dintre noi să aducă eliberare. Sângele Domnului poate să vindece, poate să-i libereze, poate să te smulgă din depresie, din farimentul care ai avut gânduri suicidale. În numele Lui Iisus, rostesc peste viața ta, duc de viață nouă, să vină Domnul Iisus Hristos în dreptul ființei tale, să rupă gândurile acelea și dopajul acela de medicamente, să-l arunci pe canalizare, în numele Domnului, să primești liberare, 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 în numele Lui Iisus. Ești în locul acesta și ai venit la evangelizare. N-ai venit doar la o întâlnire religioasă, n-ai venit la un centru cultural, n-ai venit doar la o clădire, ai venit la o întâlnire cu Isus Hristos. Marele Rege e prezent între noi, strig din toată inima, glorie, o sana, laudă, slăvit să fie Domnul, înălțat să fie numele Lui. Dacă ești prezent în locul acesta și ai minim 14 ani și încă n-ai legământ cu Domnul Isus Hristos, și tu n-ai garanția că pe ziua de mâine, la fel ca mine, niciun avem contract cu propriile noastre zile și cu viitorul nostru. Dacă am avut zile până azi, trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, mulțumesc! E datorită ție, Doamne Iisuse Hristos, ne am meritat, Doamne, slăvit să fie în numele Tău că ne dat zile până azi. Mulțumim pentru seara asta de evangelizare în care sângele Domnului operează salvarea. Aleluia! ai minim 14 ani și încă n-ai legământ cu Domnul Isus Hristos, să știi că e seara ta, încă nu ești la judecata finală. Am o veste bună pentru tine, ai un avocat în cer, cineva stă la dreapta Tatălui și se roagă chiar acum pentru tine. Îl simt, aleluia, aleluia, lăudat să fie numele Lui. Și numele Lui Isus Hristos eliberează, numele Domnului vindecă, numele Domnului rupe lanțuri, numele Domnului restaurează, numele Domnului zmulge din flăcările iadului, care le simți din durerea păcatului pe care l-ai comis până în seara aceasta. Există putere în numele lui Isus Hristos. Există o putere în numele lui Isus Hristos. Dacă în seara aceasta, cu sinceritate, îi spui, Domnului, Doamne, iartă, mă eliberează, mă intră în inima, mi-a smulge răutatea din mine, produl mine nașterea din nou, transformă-mă, schimbă-mă de esență. Fundamental să fiu transformat, fundamental să fiu eliberat, fundamental să devin un om nou în numele tău. Dacă vrei să-ți predai viața Domnului Isus Hristos, ai minim 14 ani ca să poți să decizi pentru propria ta eternitate. Fă un semn discret dacă încă nu ești botezat în apă cu o mână ridicată, mâna dreaptă. Cine vrea să-L primească pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal, mâna dreaptă sus, vă rog. Oriunde ești, oricum te cheamă, ori de unde vii, în numele Lui Iisus Hristos există putere de eliberare. Indiferent dacă ești din familie de pucăiți sau nu, Dumnezeu să vă atingă, am văzut acolo mână ridicată. Dacă mai este cineva aici prezent în numele Domnului Dumnezeu să vă atingă, dacă mai este cineva este prezența Domnului care astăzi operează salvare, eliberare. Aici nu e o poveste pentecostală, nu e o teorie. Aici este cuvântul Domnului care duc și viața. Aleluia Domnului Isus Hristos. Indiferent de unde ești, cum te cheamă, ce vârstă ai, din ce context vii, să știi că în seara aceasta Isus Hristos vrea să te elibereze. Chiar dacă ești din familie de pucăiți, de pentecostali, de evangeliști, de baptiști, Domnul vrea să te elibereze. Ultima mai întreb dacă este cineva nepotezat sau nebotezată care vrea să-și predea viața Domnului, să facă un semn discret cu o mână dreaptă ridicată. Oriunde ai sta, ridică mâna sus înaintea Dumnezeu să te atingă, aleluia, Dumnezeu să te atingă, dacă mai este cineva, Domnul e prezent aici care vrea să elibereze, aleluia, simt prezența Domnului, simt o putere nevăzută care îi trece printre rânduri, repet, Kentaraias, este numele lui Isus Hristos, este numele celui ce iartă și eliberează, este numele celui ce rupe lanțurile păcatului, dependența ta nu trebuie să fie finală, dependența ta poate să fie ruptă în bucăți, în numele lui Isus. există putere, există putere, în numele lui Isus Hristos. Mă adresez despre noi, botezații, pocăiți, care de o vreme, unii dintre noi am început să coborâm pe trepte spirituale și am zis, asta nu-i păcat, asta nu-i problemă, asta nu-i problemă și am ajuns nimic să nu mai fie problemă și am ajuns să fiu mai răi unii dintre noi decât cei din lume. Avem doar etichete de pentecostali. Dacă în această seară vin fața Domnului și recunoști că ai anumite probleme pe care dacă le-ai avea la judecata finală te-ar trimite în iad, sunt păcatele tale și vrei să-i spui Domnului, Doamne iartă-mă. Doamne, eliberează-mă! Doamne, ajută-mă să-mi reconfigurez viața! O, oh, Doamne, ajută să scot răutatea aia din viața mea! Nemulțumirea aia din sufletul meu, Doamne, bârfa aia, neputința aia, vizionarea aia, Doamne, masturbarea aia din viața unora, în numele Lui Isus Hristos, există putere de eliberare. Pocăiți, botezați, care se rededică Domnul, indiferent de problema lor personală, ridică o mână stângă sus înaintea Domnului. uite te Doamne, la mâinile care se ridică, ebre, canadas, mai sunt și alții, zice Duhul Domnului, mai sunt și alții care au nevoie de Domnul. Ai nevoie de eliberare, ai nevoie de ridicare, casa ta are nevoie de Domnul. Familia ta, pruncii tăi care sunt unii dintre ei în cluburi au nevoie de o atingere supranaturală. Tu spui, drogurile nu pot fi eliberate din mintea băiatului meu. Ba da, există un nume. E numele lui Isus Hristos. Eliberează drogații, proxeneții, prostituatele care sunt de ultimă speță oameni. Domnul iartă! Aleluia Domnului Isus Hristos! Glorie Domnului care este prezent în locul acesta să ducă eliberare. Vino în fața Domnului cu inima ta, cu viața ta, cu sufletul tău cu falimentele tale, cu căderile tale, cu insuccesele tale, spune Domnului: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai dat o seară de eliberare, o seară de iertare, o seară în care să împlin păcatele, o seară în care să îmi pare rău de trecutul meu, o seară în care să-ți cer eliberare și clemență, să cer har și îndurare, simt cum Domnul eliberează în seara aceasta, simt că se rub lanțurile fără de regilor, simt că lacătele rugite de multă vreme care i-au oprit inima și viața sunt date la o parte în numele Lui Isus. În numele Lui Isus există putere, există putere, există putere de eliberare. Ebrei de Santa Raias strigă după mila Lui Dumnezeu. Zi, Doamne, fii prezent lângă mine, nu te uita la ceas, uite de problemele celelalte de acasă, doar problemele tale spirituale să te intereseze. roagă te pentru viața ta, pentru problemele tale, pentru istoricul tău, pentru căderile tale, pentru neputințele tale spirituale. Zi, Doamne, ridică-mă și pe mine, atinge-mă și pe mine, eliberează-mă și pe mine. oh, Domnul e prezent aici să te elibereze, e prezent aici să scrie nume noi în cartea vieții. Intrăm cu toții în rugăciune, roagă-te!